Vă spun încă o dată bună seara și vă mulțumesc că ați venit în număr atât de mare la deschiderea celei de 10-a ediție a Zilelor Medicale Nemțene. Ca orice lucru important și profitând de faptul că în sală sunt ierarhi care mi-s și dragi și orice lucru care îl începem, să-l începem cu Doamne ajută, rugăm pe preasfințitul arhiepiscop să spun o binecuvântare. Ne ridicăm picioare, cântăm cu toții Hristos a înviat. Hristos a Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în apea Sfințite, Părinte, binecuvântați! Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har, cu a Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Binecuvântarea Domnului! Iată-ne din nou la 10-a ediție, în acest spațiu generos oferit de Hotelul Central Plața, la o manifestare care devine de acum tradițională în peisajul medical nemțean, o ocazie pentru noi medicii din Neamț de a ne reafirma încă o dată crezul nostru medical, de a arăta preocupările noastre medicale, un prilej de dialog, un prilej de afirmare a valorii corpului medical nemțean și un prilej de a ne pune la punct cu lucruri noi, lucruri interesante pentru toate disciplinele medicale, de la specialitatea medicină generală până la chirurgie sau știu eu, orice altă specialitate. Suntem onorați că astăzi, pe lângă faptul că ați venit în număr așa mare și eu, care de 10 ani mă ocup cu organizarea acestor festivități, mă mărturisesc că nu am văzut atât de mulți oameni în sală, dar suntem onorați și de prezența unor invitați de marcă, care au venit să fie alături de noi și prin asta să-și manifeste susținerea pe care au arătat-o, arată și sperăm că o vor arăta pentru medicină și pentru corpul medical nemțean. Și așa că aș vrea să invitații noștri să-i invit la microfon să ne adreseze câte un mesaj. Și invit la microfon pe domnul suprefect Gheorghe Nicolae, suprefect. Instituția prefectului a fost deosebit de onorat în această invitație. Este o ocazie deosebită în care putem să ne întâlnim cu atât de multă lume deosebită, pentru că întotdeauna, atunci când este vorba de viața omului, trebuie să avem grijă cu toții. Mai tare! Da! Mai tare! Da. Nu am avut o relație specială cu este rezolvit, dar s-a părut este un microfon care e pentru ambient. S-a înțeles ce am spus până acum? Am terminat. Este o ocazie foarte bună să ascultăm diferite opinii și această temă generoasă care este de altfel o temă la nivel mondial, alimentația, și toate lucrurile legate de acest subiect
E normal și instituțiile statului, instituția prefectului în cazul de față, este interesată ca tot ceea ce se face, tot ceea ce se discută, opiniile dumneavoastră, concluziile la tot ceea ce se discută aici, să ne ajute pe toți să găsim o cale bună de a merge înainte, de a avea un popor sănătos și care să asigure prin generațiile care vin la această națiune să meargă mai departe. Noi nu putem decât să vă urăm ca lucrările să desfășoare în condiții cât mai bune. Vă salut încă o dată din partea instituției prefectului și să ne vedem sănătoși și la următoarele ediții. Dau cuvântul doamnei vicepreședinte al Consiliului Județean Neamță, doamna Elie Arcan. Bineînțeles că da. Și cu această ocazie să-i mulțumim ei și Consiliului Județean Neamț pentru sprijinul material pe care îl acordă medicinei MCN, atât spitalului din Piatra Neamț, cât și celelalte spitale din județ. Și prin acestea dorim să-i mulțumim Consiliul Județean prin persoana doamnei Emilia Arcan pentru efortul pe care îl depune pentru ca, din punct de vedere material, să fim cât mai bine dotați, cât mai asigurați financiar. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Am răspuns cu mare drag să fiu astăzi alături de dumneavoastră la această prestigioasă manifestare, acest eveniment deosebit de important pentru medicina românească. În alt simțite, ne bucurăm că sunteți alături de noi, mai ales că suntem cu câteva zile după sărbătorile pascale, ne bucurăm că sunteți alături de noi și suntem gazda dumneavoastră. Ne onorează acest lucru, mai mult decât atât, invitațiilor care sunt alături de noi, sunt în județul Neamț, sunt în Piatra Neamț și ne onorează să fim gazda dumneavoastră. Ne bucurăm de asemenea că și felicit pe această cale organizatorii pentru că au făcut posibil să se realizeze și în acest an acest simpozion. Mai mult decât atât, ne onorează și cu ajutorul dumneavoastră, a cadrelor medicale, a comitetului director, a conducerii spitalului, să puteți să mai scrieți o filă în istoria medicinii românești. Vă felicit, mult succes lucrărilor conferinței și la cât mai multe ediții mai departe. Multă sănătate, putere de muncă în activitatea dumneavoastră nobilă, pe care o realizați cu atâta și atâta dăruire. Mult succes! În continuare dau microfonul domnului primar Dragoș Pitic, primar al municipiului Piatra Neamț. Iar e un eveniment la care particip cu foarte mare plăcere și e un eveniment care cumva demonstrează încă o dată munca acestor oameni din zona medicală, a oamenilor din Piatra Neamț, a oamenilor din județul Neamț și evident vreau să îi salut și pe musafirii noștri din afara orașului. Să le spun că le doresc un bun venit la Piatra Neamț și să se simtă cât mai bine aici. Întâmplarea face că acum două săptămâni, cred, am fost invitat în Iași la un post de televiziune, nu o să-i dau numele ca să nu facem reclamă. În timpul acelei emisiuni am fost sunat de un doctor din Iași. Credeți-mă, nu i-am reținut numele, nici nu mă așteptam la acel telefon. Și acea persoană atât de frumos a vorbit despre lumea medicală din Piatra Neamț, din județul Neamț, despre cadrele medicale de la Spitalul Județean Neamț, despre Colegiul Medicilor din Neamț, adică chiar am rămas impresionat. O altă întâmplare, iată că face ca trei membri ai Consiliului Local Piatra Neamț să fie astăzi prezenți în sală. Unul sunt eu aici,
Sunt și colegii mei pe care îi salut, domnul doctor Valeriu Antonescu, doamna director, Ionuța Burlan, care sunt aici în calitățile pe care eu le-am menționat și nu în calitățile de consilier local, dar zic eu că și acest lucru onorează orașul nostru și zilele medicale nemțene înseamnă 10-a ediție, așa cum am văzut cu toți. Spunea și la începutul, la deschiderea acestei manifestări, a 10-a ediție deja înseamnă tradiție. Așa este, a 10-a ediție e clar că înseamnă deja tradiție, iar tema conferinței de zilele acestea, siguranța alimentației, nici că putea fi aleasă mai bine, o temă de actualitate, o temă pentru care cu toții ar trebui să contribuim, indiferent că suntem cadre medicale, indiferent că lucrăm în alte zone ale satului, eu cred că putem să ne implicăm cu toții, putem să facem mai mult. Vă doresc succes, sper să obțineți în această conferință efectul scontat și vreau să vă asigur de faptul că administrația publică locală din Piatra Neamț vă va fi întotdeauna alături. De asemenea, avem printre noi, pe domnul director Dan Dorin Morenciu, de la Direcția Sanitară Neamț, un om echilibrat, cu totul deosebit, care, când conduce Direcția Sanitară, a făcut atât de multe lucruri bune, pentru care iarăși îi mulțumim foarte mult. Să mă bucur să fiu în acel moment în rândul dumneavoastră. Știu că sunt specialiști de înaltă clasă la nivelul județului Neamț și colaboratorii dânșilor și în schimbul de idei care va avea loc în cursul lucrărilor acestui eveniment, sunt convins că va crește gradul de informare și de perfecționare a specialiștilor și prin acestea gradul de satisfacție a pacienților de la nivelul județului Neamț nu mai pleca spre alte județe și va rămâne la specialiști, să fie consultați de specialiștii noștri de marcă de la nivelul județului, mă refer la toate spitalele din județul Neamț. Vă felicit și urez succes lucrărilor acestui eveniment deosebit. Și o serie de colegi din alte județe, chiar din alte regiuni ale țării. Vreau să dau cuvântul unui om pe care l-am cunoscut în această dupămasă și care mi se pare un om cu totul deosebit. Este președintele Camerei Federative a Medicilor, este din Cluj, se numește dr. Victor Iașanu și ar vrea să-l ascultați cu atenție. Mie mi-a făcut o impresie deosebită. Iată că poate este foarte bine că un ardelean a luat de origine moldovean, dar ardelean prin adopție, a luat cu ele aceste instituții naționale deosebit de importante și care, de ce să nu spunem, după Revoluție, au avut foarte multă inactivitate. Sperăm că se va rezolva din acest punct de vedere, care este Camera Federativă a Medicilor. Deci să-l întâlnim pe doctorul Victor Iașanu, chirurg de anumite. Dați-mi voie să le mulțumesc organizatorilor pentru invitație. Am profitat cu bucurie și satisfacție de această conferință pentru a continua eforturile Federației Sindicale ale Medicilor, Camera Federativă a Sindicatelor Medicilor din România, al cărei președinte ale sunt acum, cu scopul de a informa colegii din țară despre starea activității sindicale, precum și de a reitera nevoia de a ne organiza mai bine, sau în cazul județului Neamț de a ne reorganiza, pentru a avea structuri puternice, reprezentative, capabile să negocieze condiții de muncă și drepturi salariale mai bune. Mă numesc Iașanu Victor, sunt chirurg generalist, vin din Cluj, din inima Ardealului, cu toate că după nume, cred că v-ați dat seama că sunt moldovean. Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre foarte multe lucruri, dar timpul fiind limitat, voi puncta doar câteva idei, în opinia mea, extrem de importante. În mod special, voi încerca să vă convinc că sindicalismul este o soluție de viitor în sistemul sanitar autohton, o soluție mai actuală și mai necesară ca niciodată.
Pentru început vă voi spune câteva cuvinte despre federație. Camera Federativă a Sindicatelor Medicilor din România a fost înființată în 1990 ca sindicatul independent al medicilor, suferind în decursul anilor modificări de nume și de afiliere la o Confederație Sindicală Națională. De 10 ani suntem afiliați la Confederația Națională Cartel Alfa, cea mai numeroasă și cea mai puternică confederație condusă de Bogdan Hosu. De 4 ani suntem afiliați la FEMS, Federația Europeană a Medicilor Salariați, o federație sindicală cu o tradiție de 50 de ani de activitate, despre care vă voi vorbi puțin mai jos. CFSMR este partener de dialog social la nivelul comisiilor de dialog social, atât la nivelul Ministerului Sănătății, cât și la nivelul prefecturilor și al Consiliilor Județene. Participă acolo unde are organizații, la Consiliul de Administrație, fără drept de vot, dar cu statut de observator, așa cum spune legea sindicatului. În ultimii 2 ani, CFSMR a semnat un protocol de colaborare cu Colegiul Medicilor din România, un protocol de colaborare la nivel național cu Federația Sanitas, un protocol de fuziune prin absorție cu Federația Cantacuzino, condusă la cea vreme Dr. Tirculescu, și un protocol de colaborare în vederea fuziunii cu Federația Hipocrată. Am menționat mai sus că de 4 ani suntem afiliați la Federația Europeană a Medicilor Salariați. Am avut surpriza să descoperim că în toată Europa există, activează și sunt foarte vocale organizații sindicale ale medicilor coagulate în Federații Sindicale Europene. Dacă medicii generaliști din Europa au înțeles că statutul lor îi obligă să se organizeze în sindicate și organizații de tip sindical ale medicilor de familie, celelalte categorii de specialiști sunt organizate în sindicate afiliate la FEMS. Am fost curioși să constatăm că salariile, drepturile nesalariale și condițiile de muncă sunt mai bune în țările cu cele mai puternice și mai bune organizații și structuri sindicale ale medicilor. La nivelul european, FEMS negociază direct cu Comisia Europeană și Parlamentul European, colaborând cu Comisarul European pe probleme de sănătate, domnul Tony Oborg. În acest fel, noi, ca și Federația Afiliată, avem posibilitatea să informăm despre situația din sistemul sanitar autohton, direct forurile europene, atât legislative cât și executive. Acest lucru îl facem la întâlnirile periodice odată la 6 luni, prin raportul de țară prezentat și dezbătut în plen, precum și prin informări și documente trimise ori de câte ori apare o problemă. Ultima ședință a fost la Paris, următoarea este la Viena. Așadar, de ce astăzi sindicalismul este o soluție de perspectivă? Problema esențială a sistemului sanitar românesc a fost și rămâne salarizarea precară. În mod cu totul inexplicabil, de zeci de ani, niciun guvern nu a dorit să crească salariile medicilor români. Acest lucru este cu atât mai surprinzător cu cât experții, presa, opinia publică au stabilit și semnalat de mai multe ori că marea majoritate a problemelor din sistem țin de drepturile salariale și condițiile de muncă. Experiența europeană ne arată că aceste drepturi se obțin prin negocieri dure și mișcări sindicale de amploare. Nicăieri în lume aceste privilegii nu au fost oferite și nu au căzut din cer. Din contră, au fost obținute prin lupte, presiuni, discuții și negocieri cu factorii de decizie. La noi în țară aceste probleme sunt cu atât mai grave, cu cât dacă nu vom reuși o creștere substanțială a salarizării, ne așteaptă o pensie de mizerie, cu o indemnizație deloc suficientă pentru un trai decent, în raport direct cu remunerația. În acest context, v-aș propune să analizăm ce ne oferă autoritățile astăzi. Noi cerem creșterea salarizării pentru programul normal de 7 ore de servici, precum și aplicarea sporurilor, inclusiv celor legate de orele de gardă, în raport cu salarizarea din anul 2014 și nu cu cea din 2009, cum se procedează acum. Interesant este că doar respectarea și aplicarea legii salarizării unice din 2010 ar permite dublarea imediată a salarizării medicilor. În realitate, nu numai că nu se respectă și nu se aplică o lege votată și promulgată, ni se propune un nou proiect legislativ al deputatului Băniceu, fiind domnia sa, a avansat acest proiect doar în calitate de deputat, nu și de ministru, ca să evite dezbaterea publică. În acest proiect se spune respicat că dacă vrem venituri mai bune, trebuie să mai stăm în spital de 3-4 ore și să consultăm contracost, oferim chitanță. În acest fel se rezolvă problema câștigurilor salariale ale medicilor în opinia domnului ministru. Cu alte cuvinte, după 7 ore de spital, 3-4 ore de cabinet privat și 14 ore de gardă, ar trebui să mai muncim în spitale peste program ca să ne creștem venituri. Vorba cântecului, te ține cu lapte dulce, dacă vacă ți-i aduce. Lăsând la o parte faptul că se încearcă rezolvarea unei probleme de sistem pe spatele pacienților, soluția aleasă este în ziua de astăzi total inoportună. Domnul ministru invoca modelul francez, da, într-adevăr, în Europa există servicii contra cost
oferite în instituțiile sanitare publice. Dar numai acolo unde în prealabil s-a rezolvat problema salariilor. Nu pui carul înaintea boilor, cum se încearcă la noi. În primul rând se rezolvă creșterea veniturilor salariale și abia apoi începe lupta cu aglomerația la ușa medicului prin aplicarea unei suprataxare a pacientului, așa zis, asigurat. Acest exemplu este doar o mostră de problema care rezolvarea necesită o forță de reacție, o federație sindicală mare, unită, puternică și reprezentativă. Județul Neamț a avut o tradiție sindicală puternică, având pe vremuri o filială importantă a federației noastre, care președinte între anii 90 și 96, domnul dr. Köseghe, a ajuns director de spital județean și președinte al Colegiului Medicilor Neamț. Așa s-a întâmplat cu mulți lideri federației noastre, cooptați în conducerea colegilor medicilor, numiți directori de spitale sau direcții sanitare, angajați în administrație, deveniți parlamentari, ori chiar avem un coleg numit secretar de stat în Ministerul Sănătății. Din păcate, după retragerea ultimului președinte de la Neamț, domnul dr. Cop, medic primar oncolog, cu care ne-am și întâlnit la Brăila cu 5 ani la un simpozion, activitatea la nivel de județ s-a diminuat extrem de mult. Și nu cred că s-au rezolvat toate problemele sistemului sanitar din județ, mai ales că medicii din român au rămas bine organizați, având o continuitate în activitatea de apărare a drepturilor și intereselor medicilor. Lidera de la Roman este neobosită, doamna dr. Popovici, prin strădaniile căreia a fost posibilă așa această întâlnire a mea cu domniilor voastre, fapt pentru care îi mulțumesc încă o dată. Sper că am reușit în scurt a mea locuțiune să vă convinc că sindicalismul încă este viu, că este o soluție de viitor și că astăzi este mai necesar ca oricând. Decizia în alte curs de casație și justiție de la sfârșitul anului trecut, cea care ne transformă în funcționari publici culpabili și extrem de vulnerabili, nu ne lasă decât șansa unei lupte pentru drepturile salariale decente. Considerăm că astăzi aceasta este singura metodă de a ajunge într-o situație normală, civilizată, singura care ne poate pune la adăpost de eventuale necazuri, dar și singura care ne poate asigura o pensie decentă și bine meritată. Acestea fiind spuse, dați-mi voie să urez mult succes conferinței și tuturor participanților. Mulțumesc mult! Iată, deci, că tot un chirurg și tot un antrenor este mai compatibil. Acum aș vrea să dau cuvântul unui om pe care îl cunosc de când era copil. Fiind prieten al familiei Cherestrău, nu pot decât să salut prezența mijlocul nostru a domnului Radu Cherestrău, președintele de Casei de Asigurări, un om care în activitatea lui de până acum a dovedit aceleași calități pe care eu le știam întotdeauna. Echilibru, gândiție, justă cumpărăție și urăm în continuare cât mai lungă viață în frunca Casei de Asigurări de Sărău. Bună ziua și Hristos a înviat! Cer scuze că am întârziat, dar după cum bine știți, ne aflăm în perioada de contractare, este cea mai dificilă perioadă a anului. Vreau să spun că sunt onorat că mă aflu astăzi pe dumneavoastră. Vreau să mulțumesc organizatorilor acestui eveniment, pentru că an de an organizează un asemenea posibil în asemenea lucru. Desigur, de mulți ani acest eveniment a devenit o certitudine, dar parcă de la an în an, el devine mai interesant, mai important și mai util. Vreau să mulțumesc de asemenea presei și întregii mass media, pentru că de fiecare dată când s-a produs un eveniment nedorit, care putea fi evitat, ei întotdeauna ne-au atras atenția și numai cu ajutorul lor, sau și cu ajutorul lor, reușim să remediem anumite probleme sau să le îmbunătățim. De asemenea, consider că este corect să amintim și de lucrurile bune care se întâmplă în sistem. Îmi cer scuze că n-am apucat să-mi trag sufletul. Și mai ales vreau să felicit întreg personalul medical, medici și tot ceea ce face parte din personalul medical, să le mulțumesc pentru lucrurile minunate pe care le fac, pentru că în afară de problema salarizării care a fost ridicată de antevorbitorul meu, vreau să vă mai precizez că ne confruntăm cu o problemă la fel de gravă, și anume deficitul de personal. Și tocmai de aceea merită admirația noastră medicii care reușesc să suplinească acest lips.
Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc succes din partea Casei de Asigurări de Sănătate. Vă asigur de tot sprijinul în continuare. Încă o precizare, mă scuzați, nu pot să termin scurta mea intervenție dacă nu amintesc de apariția Casei Naționale de Sănătate, care se va implementa, va deveni obligatoriu de la 1 mai. El este instrumentul care va, cu care se va, care ajută la transparentizarea și eficientizarea cheltuielilor banilor în sistem. Vă mulțumesc și succes în continuare. Iată că putem deschide această manifestare noastră tradițională în numele Colegiului Medicilor Neamț. Vă doresc să aveți două zile foarte plăcute și vreau să vă spun că, de fapt, alături de Colegiul Medicilor Neamț, un organizator important, este Ordinul Asistenților, și pe președintele Ordinului Asistenților, domnul asistent Bulu Sârgu, îl invit și pe el să-l adreseze o întrebare. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor. Suntem întotdeauna un partener și vom rămâne un partener, spunem noi, și un partener sincer în relația cu Colegiul Medicilor și, bineînțeles, și cu celelalte instituții. Doamnelor, în al preasfinția sa, doamnelor, domnilor, Hristos Alia. În esență, suntem ceea ce mâncăm. Un renumit medic spunea că 90% dintre toate afecțiunile, cu excepția infecțiilor și accidentelor, sunt strâns legate de alimentație. Oamenii au acces mai mare la numeroase alimente produse în extrasezon, transportate de pe un continent pe altul, procesate în vederea consumului și mâncate din ce în ce mai mult în afara casei. Modul nostru de viață se deosebește profund de cel al generațiilor anterioare și lucrul acesta poate fi observat și în felul în care se hrăneau bunicii și părinții noștri. Hrana pe care o consumăm astăzi este prelucrată, rafinată, concentrată, îndulcită, sărată și procesată chimic în fel și chip pentru a produce senzații gustative bogate și sățioase, dar, în ultimă instanță, sărace în substanțe nutritive. Specialiștii atrag atenția că există un lanț de trasabilitate al alimentelor care îi obligă pe comercianți să respecte reguli dure dacă vor să intre pe piață, dar nu pot oferi garanții celor care preferă să cumpere alimente de la colțul de stradă sau din chioșcuri improvizate. Bolile transmise prin apă și în alimente sunt cauze de deces sau unui număr estimat de 2 milioane de oameni pe an, dintre care sunt cei mai mulți copii. În 2013, doar în Uniunea Europeană și în zona economică europeană, s-au înregistrat peste 310.000 de cazuri de boli de cauză bacteriană transmise prin alimente, din care 322 au generat decese. Specialiștii arată că 3% din bolile transmise prin alimente pot duce la probleme de sănătate pe termen lung. Consecințele pot fi foarte severe, inclusiv insuficiență renală și hepatică, tulburări neurologice, cancer, artrite, septicemii. Dar nu numai atât. Modificările genetice din alimentele pe care le consumăm generează pe termen lung și mediu modificări în matricea genetică a omenirii. Influențele nefaste pot fi deja observate. Materia primă este modificată de om, câștigând proprietățile dorite de cultivator, de crescător, dar pierzând informația naturală, singura pe care creierul uman o poate procesa. Vitele de astăzi pot fi văzute tot mai rar pe pășuni. În schimb, din ce în ce mai multe sunt strânse în ferme zootehnice și îngrășate, forțate cu antibiotice, stimulenți de creștere, în condiții de inactivitate totală sau aproape puțin plimbate prin curte. Rezultatele? Vitele sunt tot mai mari, dau o carne mult mai suculentă, cu un conținut în grăsime aproape dublu față de cel al vitelor, ce se hrăneau singure și natural pe pășuni. Modificările în producția de alimente de origine animală au dus și la apariția și răspândirea zoonozelor. Dintre acestea, 335 de situații de boli infecțioase care au apărut la oameni între anul 1940 și 2004, se estimează că 60% au fost transmise de la animale multe pe cale alimentară. Un alt exemplu, moroșie mare și aproape perfectă. Este mai rezistentă la boli și factorii externi, dar este mai zemoasă, dar în schimb și-a pierdut gustul delicios
și nu ne mai tentează. Și totuși, consumatorul este atras de roșia mare, perfectă, în detrimentul roșii mici, naturale, zemoase și gustoase. Pâinea albă fabricată astăzi nu mai conține niciun nutrient. Pâinea provine din grâu modificat genetic, iar creierul uman nu poate decoda informația conținută în materia primă obținută prin intervenția omului. Nu ne punem atunci o mare întrebare. De unde să cumpărăm legume și fructe? Din supermarket sau din piață? Răspunsul este exact cel la care nu ne-am fi așteptat. În România nu există o informare și niciun control adecvat al utilizării pesticidelor de către țărani și cultivatori. Cantitățile utilizate, perioadele de pauză dintre sesiunile de tratare a legumelor, fructelor, numărul sesiunilor, sunt relative. Supermarketele prezintă avantajul că înainte de expunerea în raft, produsele sunt supuse unor controle. Sau sunt supuse ele oare acestor controle? Carnea, laptele, peștele și ouăle sunt produsele în care se cuibărește cel mai frecvent microorganismele. La rândul lor, fructele și legumele pot fi pline de herbicide și pesticide. Specialiștii atrag atenția că orice aliment poate fi contaminat și reprezintă un pericol pentru sănătate dacă nu este depozitat în siguranță. Contaminarea dintr-o singură sursă se poate răspândi foarte mult și poate avea consecințe uriașe asupra sănătății și economiei. În anul 2011, de exemplu, un focar de E. coli enterohemoragică în Germania și Franța, de la semințele contaminate de schinduf, au produs 4.000 de cazuri de infecție în 16 țări, inclusiv 900 de cazuri de sindrom hemolitic uremic, ce au generat 55 de decese. Pierderea estimată în schimba fermierilor a generat 1,3 miliarde de dolari. OMS estimează că numărul cazurilor de boli transmise prin alimente este mult mai mare decât cel raportat, riscurile fiind sporite de complexitatea lanțului alimentar, o eroare de funcționare în siguranța alimentației în oricare dintre elementele lanțului, de la mediul înconjurător, producția primară, procesare, transport, comercializare și până la livrare sau preparare în casă poate avea consecințe semnificative pentru sănătate și economie. Care ar fi soluțiile propuse? Nu trebuie să ne lăsăm influențați de aspectul de gustul nenatural, de bun sau de amarat. Adevărul, să știți, cu siguranță este foarte bine ascuns. Și nu în ultimul rând, trebuie să ne informăm corect prin citirea cu atenție a etichetelor și a informațiilor nutriționale. Și totuși, cum s-a produs această schimbare în modul de alimentație? Până relativ recent, alimentația omului obișnuit era formată în principal din alimentele obținute din grădina proprie și din ogoarele apropiate. Pe masa fiecărei familii se găseau alimente proaspete, pregătite, însoțite de pâinea de casă, cerealele ferte, paste, orez, porumb, precum și fasolea. Aceste alimente hrănitoare ofereau peste 50% din aportul zilnic. Potrivit OMS, pentru Europa, acum lanțul alimentar este mare și mai complex decât oricând. Învățarea demografică, culturală, economică a mediului, respectiv globalizarea comerțului, a turismului, migrația, îmbătrânirea populației, schimbarea tendințelor și obiceiilor consumatorilor, noile tehnologii, situațiile de urgență, modificările climaterice și fenomenele meteo extreme duc cu ele riscurile din ce în ce mai mari în privința sănătății alimentației. În timpurile noastre, gusturile și obiceiurile alimentare s-au schimbat dramatic. Cerealele integrale au fost înlocuite cu fulgi preîndulciți. Pentru mulți, masa de prânz este formată dintr-o salată dreasă din abundență cu grăsimi, un hamburger și o băutură roșcoritoare. Cina este alcătuită de cele mai multe ori din produse reci, frumos ambalate în pachete din material plastic. Între mesele am obișnuit să servim fără nicio oprire niște cartofi, gogoși, prânzoaice, băutură coritoare. În ce condiții alimentele hrănitoare bogate în fibre reprezentau cândva mult mai mult în procente față de cele 22 cât au mai rămas astăzi. În totalul caloriilor unei zile, în vreme ce consumul de grăsimi s-a dublat, iar cel de zaharuri a crescut la 240%. OMS face apel la decidenții de la nivelul politic să creeze și să menține sisteme și infrastructuri adecvate de siguranță alimentației. Laboratoarele și sistemele de supraveghere și raportare să răspundă și să gestioneze riscurile de siguranță alimentelor de-a lungul întregului lanț alimentar, inclusiv în timpul situațiilor de urgență. OMS încurajează colaborarea multisectorială între sănătatea publică, sănătatea veterinară, agricultură și alte sectoare.
în sensul unei comunicări mai bune, distribuirii de informații și acțiuni comune, să integreze siguranța alimentației în politici și programe alimentare mai ample. Cum ar fi nutriția și securitatea alimentelor să gândească global, dar în schimb să acționeze local, pentru a se asigura că hrana produsă local este cât se poate de sigură la nivel internațional. Speranțele cele mai mari însă sunt legate de educația populației, mai bine zis de reeducarea la obiceiuri alimentare mai sănătoase, însă ele reclamă o convingere profundă. Alimentația este fără îndoială obiceiul care influențează cel mai mult sănătatea oamenilor, iar prețul pe care îl plătim pentru un progres este enorm, deși mâncăm ca să trăim, ceea ce mâncăm uneori ne și ucide. Vă mulțumesc frumos! Ca de fiecare dată, avem în mijlocul nostru două personalități, una medicală, una culturală. Vă prezint pe cei doi care, în continuare, vor susține câte o conferință în fața dumneavoastră. În primul rând, Părintele Arhiepiscop al Romanului și Bacăului, Ioachim Bătoan, personalitate de prim rang a Bisericii Ortodoxe Române, personalitate deopotrivă culturală, alături de dimensiunea de teolog, o avem și pe cea de scriitor. Este unul din scriitorii foarte buni ai acestei țări. Este cel care de foarte mulți ani mă onorează cu o prietenie pe care îmi doresc din tot sufletul să continue. Este un fiu al spațiului Romășcan, a cărui destin este un destin cu adevărat de poveste. Este fiul al Romanului, dar în același timp tuns în monahism aici, lângă dumneavoastră, la Teatru Manț. L-au purtat valurile vieții până la Paris. Este absolvent al unui prestigios institut, Institutul Saint-Serge de Paris, care de-a lungul anilor a dat personalități extraordinare ale teologiei ortodoxe universale. A susținut doctoratul la Saint-Serge cu o temă deosebită, Dumnezeirea omului în opera Părintelui Dumitru Stăbioae. Este cel care de foarte mulți ani păstorește Episcopia și ulterior Arhiepiscopia Romanului, un om a cărei valoare este una, aș zice eu, world class. El este cel care astăzi ne va ține o conferință pe o temă pe care și-a rezervat-o și suntem curioși să o aflăm. Această conferință se va înscrie pe linia unor conferințe care le-am mai închis de-a lungul anilor pe mijlocul nostru au fost personalități importante ale acestei țări, academicianul Răzvan Tornărescu, academicianul Bărăceanu Stolnici. Ei, iată că avem astăzi o personalitate de aceeași valoare în fața dumneavoastră, se află Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, dragul meu prieten, Părintele Ioachim Bătoan. Da, vă mulțumim, domnule doctor, cu asemenea prezentare. Nu știu dacă nu mi-a creat emoții să nu pot continua cumva. Ceea ce aveam de spus și de precizat în seara aceasta, în această solită adunare și în fața unui public pe care, într-un fel, mă depășește, pentru că nu cunosc pe fiecare pe nume și m-am rugat acum la Dumnezeu în sinea mea, Doamne, Tu știi pe fiecare pe nume, știi numele fiecăruia. Trimite înțelepciune și face să mă accepte așa cum sunt eu. Domnul doctor este generos în prezentare, în prezentarea persoanei mele, smerite. În orice caz, aș putea spune că aparțin și acestor locuri, deoarece am început viața cea consacrată în Biserica lui Hristos, pe Valea Bistriței, deci din 1972 sunt de Valea Bistriței la Tarcău,
Și evident că în 1980 am fost dus în monahism, aici, lângă icoana Sfintei Ana de la Mănăstirea Bistrița, titoria lui Alexandru cel Bun, cu participarea unui, unor oameni intelectuali din Piatra Neamț. Era atunci, dar ignor acum numele, dar în orice caz, doctor de ochi, era domnul Mișa. Dar Dumnezeu să rete. Dar și l-am invitat pentru faptul că probabil că sunteți specialiști aici, nu știu dacă ce este oftalmolog. Însă eu aveam pe atunci niște iridocitite. Tot mă presnea în ochi de două ori pe an și mă duceam la Mișa și îmi făcea cortizon în ochi. Și de fapt n-a fost aceea, pentru faptul că probabil că erau niște puseuri unei alte boli. Dar în orice caz, Dumnezeu m-a vindecat pentru faptul că a trebuit să am de împlinit un plan pe care nu l-am fixat eu, ci Dumnezeu. Evident că fiecare are parcursul său terestru și în parcursul terestru a fiecăruia trebuie să alegem totdeauna esențialul de non-esențial în aventura aceasta terestră la care suntem angajați. Și atunci, evident că am ales drumul să mergem către infinit. Pentru faptul că aceasta este scopul vieții noastre pe Pământ și că viața pe Pământ are o origine care este Dumnezeu. Am și antevorbitorii mei și eu din nou vă salut cu îngerescul salut care este specific acestei perioade. Hristos a înviat! Ceea ce semnează că vorbesc în fața unei adunări creștine. Și o spun aceasta întrucât îmi aminte, fac o paranteză prin a spune că eram noi, în calitate de teologi, pe vremea comunismului, ne-a chemat și pe noi sub arme, în armată. Și prima generație de teologi care a făcut armata a fost la Iași. Și evident că ziua de Paște, teologii care erau adunați pe atunci de la facultățile două care erau în România, una la Sibiu și alta la București, cei de la seminarele de la Neamț, spre exemplu, mergem la București. Și evident cum în noaptea de Paști să ții teologii în sub arme și în cazarmă. Nu se poate. Au escaladat zidurile unității și au plecat pe la bisericile din Iași și au cântat Hristos a înviat. Evident că era o impietate pentru gândirea și pentru accepțiunea gândirii de atunci. Și următoarea generație care a făcut armată a fost generația mea, respectiv 1975-76. Și cum era atunci, înainte de a, dacă reușeai la o facultate, erai convocat în armată și făcea cele 9 luni, tere, cum era atunci. Și evident că pe noi nu ne-am mai dus la Iași, nici la Piatra Neamț, a fost și aici la Piatra Neamț, unitatea de teologi, aici era înspre Săvinești, și, dar pe noi ne-a dus tocmai la Plenița, undeva în Oltenia, unde era o unitate militară pentru cadrele didactice, cadrele militare, care aveau probleme cu regulamentele. Și acolo am fost, iar de Paște nu am mai putut merge la nicio biserică. Dar în orice caz, cum spuneam, vremea a trecut și datorită faptului că a fost și aceea o experiență, am acumulat din toate. Și atunci, tot mai de Paște, în armată, ne-a dus cel care ne vorbea despre politică și atunci instructorul politic, sau cum era numit atunci, era un general, și bineînțeles că îi puneam întrebări. Și evident că nu prea știa să răspundă, mai ales la problemele acestea ale vieții de existențialitate. Și atunci m-am înscris și eu tot așa la un cuvânt și am spus, după ce ne-ați vorbit de două ore despre ateism, că nu este Dumnezeu, eu îmi permit să pun o întrebare. Și vreau să știu dacă eventual colegii mei știu să răspundă la această întrebare. Și tot așa, spontan, am spus eu, Hristos a înviat. Și atunci toată lumea, instinctual, a răspuns, adevărat a înviat.
Și a spus să doar și culoare, nu mai am nicio întrebare, pentru că dumneavoastră vă spuneți de ei. Așa și eu, în seara aceasta, am fost desemnat să vă port cumva printr-un labirint, labirintul vieții, pe care, din punct de vedere medical, frățiile voastre, îl cunoașteți, vorbesc în fața unor oameni de știință, unor oameni culți care au ascultat omul în toate fibrele lui, psihice, fizice și intelectuale. Și atunci sunteți, ați fost permanent în căutare. Și omul, ca ființă dihotomică, este un permanent labirint. Așa și pe Dumnezeu. Îl poți găsi repede, dar îl poți găsi și greu. Pentru faptul că El poate fi găsit în ființa noastră, dar dacă ființa noastră este un labirint, atunci evident că este departe să găsești pe Dumnezeu în ființa ta. Evident că dacă îl cauți și în alte părți, în jurul tău, în spațiul în care te miști, de asemenea, poți să-l găsești repede sau nu poți să-l găsești. Dacă omul este perceput ca o persoană, ca o entitate care are conștiință, libertate și celelalte atribute ale lui psihe, nu ale lui sars, atunci evident că îl găsești repede pe Dumnezeu și atunci, avându-l pe Dumnezeu, poți să-ți explici mai repede anumite lucruri, chiar materiale sau științifice. Evident că m-am propus multe teme să vorbesc în seara aceasta și una dintre ele, faptul că vorbim în fața unor oameni care se luptă cu suferința, suferința oamenilor, este multă suferință în lume. Și când mă gândesc dintr-un început, Dumnezeu care a creat pe om, El nu l-a creat să sufere. De ce oare există suferința? Evident că consecințele acestei suferințe le știm, cel puțin din punct de vedere teologic. Pentru faptul că, în general, și dumneavoastră, ca științifici, ca medici, în general, încercați să oboiți suferința, poara. Însă, de multe ori, cauți medicamentul, găsești antidotul pentru boală, dar e mai greu să găsești cauza. Și deci trebuie să extirpe mai întâi cauza bolii. Și deci această suferință. Și de aceea noi, Biserica, gândim că trebuie să fim aproape ca instituție de cei care suferă. De aceea instituțiile acestea care se preocupă de sănătatea oamenilor, deci sănătatea spirituală trebuie să prioriteze în activitatea noastră, ca apoi, evident, vine celălalt care se preocupă de sănătatea trupească și cele două sunt complementare. Și deci m-am gândit în seara aceasta să vă vorbesc despre transfigurarea suferinței prin credință. Că de fapt că omul că vrea, că nu vrei, totuși trebuie să accentuezi, să accept dimensiunea credinței în viața ta. Și atunci, dacă eventual știi că cineva poate face mai mult decât știi tu și îl accepti ca cel care te poate insufla, să găsești antidotul la ceea ce dorești tu să faci pentru cel în suferință, evident că atunci este o convergență, este o conlucrare, este o sinergie și această sinergie tocmai place lui Dumnezeu pentru faptul că celălalt nu este un ins, nu este un individ, ci este un subiect, este o persoană de comuniune, de comunicare și tu operezi asupra persoanei respective, care la rândul îți poți să fii tu. Deci, într-un fel, când omul participă la suferința celuilalt, într-un fel participă la taina persoanei celuilalt. Celălalt participă la taina persoanei tale, fără să te confunzi. Fiecare rămâne liber și independent. Și de la spital, și de la mine, și de la oricine, când ne întâlnim și vorbim, dialogăm, omul ca ființă dialogală, de dialog, atunci vedem că îl port pe celălalt în mine. Și celălalt mă poartă. Cum nu poți să-ți aduci aminte de doctorul care, atunci când am fost în suferință, mi-a dat un antidot, a găsit antidotul pentru boala mea și nu, să nu-l pomenesc, să nu rămână el ca persoană în imaginea mea, în mintea mea, în rațiunea mea, în rugăciunea mea,
Evident că îl port. Și de ce îl port pe celălalt? Cum mama poartă viața copilului care l-are în pântecele său. Participă la taina persoanei celorlalte. Sunt legături intrinsece pe care noi nu le percepem cu rațiunea noastră limitată. De aceea zic eu că este foarte important ca în tot actul, mai ales medical, să participăm mai mult, să dialogăm mai mult și atunci, evident că Dumnezeu este Cel care lucrează și Cel care lucrează, când, cum spun eu, unor medici creștini, atunci când intrați în sala de operație, știi că în chip nevăzut intră și Dumnezeu. Și atunci mâinile tale poate sunt ghidate de Dumnezeu sau El te inspiră, că nu dictează, Dumnezeu nu este dictator, ci te inspiră să iai hotărârea cea mai eficace și cea mai bună în fața unui rău care trebuie să-l extirpe din ființa celuilalt. Așa că, faptul că vorbesc în fața unei adunări creștine, vreau să, în contextul Paștelui, vreau să vă spun și să vă amintesc, nu să vă amintesc că marea majoritate știți, suntem în Săptămâna Luminată. Săptămâna Luminată este săptămâna care urmează de după Paște. Înainte de Săptămâna Luminată am avut Săptămâna Suferinței. Când au fost 7 zile până la Paște. Și după aceea urmează 7 zile până la Duminica întâia de după Paște, care noi liturgic o numim Duminica Domnului. Și deci, în această perioadă, noi trăim lumina. Și apropo de trăim sau propovădim sau mergem în lumină, acea lumină suavă, acea lumină lină, care am luat-o din flacăra de pe altar, prin preotul respectiv, și am fost după aceea făclierii și purtătorii luminei. Și atunci, dacă trăim în lumină, ce este lumina? Păi lumina nu vine de la becul acesta, pentru că la becul acesta este legat undeva la o sursă. Deci să mergem, cum spuneam, cauza bolii, hai să găsim care este cauza sau care este, de unde vine lumina. E bine, sunt niște cuvinte extraordinare de profunde în limba română, pe care noi nu le dăm sens profund, sau nu găsim sensul lor profund. Spre exemplu, apropo de lumina. Păi noi avem cuvântul, cine suntem noi, ca persoane? Constituim lumea. Ori lumea ce este? Lumea este lumina. Pentru faptul că lumea, rădăcina cuvântului vine de la lume. Și lume, în limba latină, nu este lux, este și lume, care înseamnă lumina. Și Dumnezeu este lumina. Deci omul este o ființă căutătoare de lumină. Și ce are ființa această căutătoare de lumină? Își caută sorgintea, pentru faptul că are chipul său. Este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci chipul lui Dumnezeu în om își caută prototipul. Prototipul este lumina. Și toată căutarea sa este un parcurs într-o lumină. Și dacă merge într-o lumină, atunci evident dă descoperi semnele de circulație pe calea care o parcurgi către infinit, către asemănare cu Dumnezeu, către prototip, către har arhetip, mergând prin lumină. Dacă este întuneric, atunci nu vezi semnele pe care Dumnezeu le-a pus și îți bornează calea către întâlnirea cu El. Și deci dacă suntem din lume, noi trebuie să fim și lumină. Și cum am spus, Dumnezeu este lumină. Dumnezeu este iubire. Dumnezeu este frumos. Căutând acestea, deci mergem către Dumnezeu, către în lumină, noi fiind purtătorii luminii. Și mai este interesant că în limba română noi spunem că avem o inimă. Marea majoritate, până și noi și cei care sunt de sorgint de latină, au zis că noi avem, este cardiologia. Cardiologia vine de la cardia, deci de la inimă, care de fapt sunt acolo un conglomerat de mușchi, o pompă acolo și așa mai departe. Nu știu mare lucru anatomia inimii. Dar atâta știu că inima, în limba română, vine de la anima, care înseamnă suflet. Și deci suflet și lumină. Deci omul este suflet și lumină. Ce interesant că în epoca primară, când, în zorii creștinismului, atunci era un științific,
un om pentru vremea de aceea științific, când Plinius cel bătrân, într-o carte a lui, spunea că nimic nu este mai important decât sarea și lumina. Ori sarea nu are nicio legătură cu lumina. Că sarea este o simplă clorură de sodiu, care nu știu dacă e așa de importantă. Mai ales că în epoca modernă, noi o aruncăm și pentru să topească gheața ca să putem merge cu mașina. E bine, iată că omul este lumină și sare. Ce interesant! Lumină și sare. Două noțiuni care, și două lucruri care nu au nicio legătură. Poate sunt complementare, dar oricum nu prea multă legătură. Dacă facem o legătură biologică, ori lumina este Dumnezeu, sarea devenim noi sare. Pentru faptul că Hristos ne-a ales, luând de exemplu din Antichitate, pe om să fie sare. Sarea, cea care dă echilibru, care are conștiința Universului. Căci în raport cu macrocosmosul, omul este un microcosmos, deține întreaga conștiință a creației. Și atunci, deținând conștiința creației, el dă nume fiecărui lucru care îl înconjoară. Ori, Dumnezeu este prezent cu lumina sa în fiecare lucru. Totul mișcă. Totul este în lumină. Dacă ești întuneric, nu poți să te definești. În întuneric, nimeni nu se poate defini. Dacă coborâm în tenebre, acum n-ar mai fi nicio sursă de lumină, nu ne-am definit cine suntem. Nu ne putem cunoaște. Nu ne putem vedea. Pentru faptul că nu avem lumină. Când îl putem vedea pe celălalt? În lumină. De aceea omul este totdeauna într-un mers ascendent, spiralic, printr-o mânată de o energie. Ergo și cu lumina. Deci dacă o lumină este aprinsă, este undeva pentru faptul că este o energie care o dă cineva, care îi pulsează și se propulsează către niște trepte suitoare de pe care orizontul se deschide și tu vezi, găsești, descoperi alte sensuri ale existențialității și alte valori care înțelegi că tu ești în permanentă mișcare, având lumina, vezi calea pe care trebuie să mergi și înțelegi lucrurile pentru faptul că ai inteligența care este un element sau este un factor care și prin care ai conștiința proprie și conștiința păcatului. Deci dacă suntem în săptămâna luminată, deci lumea a fost iluminată de Dumnezeu. Și Dumnezeu este lumină și Dumnezeu este iubire. Și atunci, având inimă bună, adică suflet curat, când spui om fără inimă, este om fără suflet. Deci când nu mai merge inima, deci care evaluează tot ce vine din exterior, pentru faptul că cum intră în noi lucrurile din afară? Prin acest aparat extraordinar fotografic care este ochiul. Care ochiul ia imaginele, culorile, dar nu le analizează, ci le trimite undeva în interiorul ființei tale, în nus, în minte. Mintea care ne este dată nouă ca să scrutăm ceea ce este creat, în creat. Și noi o punem în definiție. Culoarea este verde, albastră, omul are forme, copacul este așa și noi dăm nume fiecărui lucru care ne înconjoară. Dar nu le evaluează mintea. Ea le pune în definiții, în forme. Dă conținutul material al respectivului obiect care a intrat prin ochi în ființa ta. Și dacă îl trimite mai departe, îl trimite inimii. Și inima îi evaluează. Le iubește sau le respinge. De aceea Hristos, undeva în învățăturile sale, într-un începutul activităților sale, spune, dacă sufletul tău este curat și interiorul tău este curat, tot trupul tău este luminat. Dar dacă ești întunecat, toate le vezi în întuneric. Și deci atunci intervine egoismul și te separă de comuniune și de lumină, întrucât nu te mai poți defini și atunci rămâi singur și poți să devii, să cazi în neant, în non-existență și apare răul. Și atunci răul este cel care dăunează mult. Tocmai în seara aceasta vreau să vă explic de câte ceva într-o mică conferință, să zicem așa,
într-un mic eseu teologic, cum transfigurăm suferința care este răul prin credință. În al doilea capitol, care, bineînțeles, este mai filozofic, aș putea spune, suferința nu desfigurează, ci transfigurează. Este greu să spui, să ajungi, ca atunci când suferi, să spui că te iubește Dumnezeu. Este greu să spui. Și totodată, pentru că să vorbim de terapie, biserica trebuie să participe și la terapie, mai ales în ultimul timp se pare că medicina modernă accentuează și meroterapia, dar zic eu, de ce nu, și sacroterapia. De aceea zic eu că sunt încemănate orice lucrări ale noastre care le facem pentru om, ca omul să se definească o persoană de comuniune, de comunicare, care participă prin comunicare sufletească, devenind unul, căci în teologie, în biserică, nu, principiile matematice nu prea au relevanță. 1 și 1 nu fac 2, 2 și 2 nu fac 4. 1 și 1 fac 1, 4 și 4 fac 1, 5 cu 5 fac 1. Noi suntem toți aici un singur trup. Dar fiecare ca niște mădulare în parte a unui trup. Și acest trup este biserica, este imaginea bisericii, care de fapt este simbolul lui Iisus Hristos, coborât în istorie, care venind în istoria noastră și El avea o inimă de om, El fiind o persoană din Sânul Sfintei Trăimi, una, în ființă, dar se manifestă diferit pentru faptul ca să fie posibilă iubirea între noi, de aceea când zici că îl iubesc pe celălalt, înseamnă că Dumnezeu este cu noi și atunci se prezintă nouă ca o persoană de comuniune și ne cheamă la comuniune. Acum să trecem ceva la concret, apropo de acest frumos congres care se pare că a ajuns la al 10-lea, ați urcat 10 trepte. Și iată, după 10 trepte, trebuie să ne asigurați că ceea ce ne-ai recomandat dumneavoastră, că ca medici, ca specialist, că ce mâncăm este bine, este lumină, e de lumină. Păi, aici este problema. Se vorbește mult, și domnul doctor a vorbit adineaori frumos, despre alimentația actuală, este sănătoasă sau nesănătoasă. Și la mine, și la noi, la duhovnici, vin preoții, nu preoții, vin credincioși, poate și dumneavoastră, părinte, ce mănânc eu azi? Ca să pot trăi. Păi ce mănânc? Ce este pe viață? Și atunci m-am pus și o întrebare. Uite, spre exemplu, suntem aici în Piatra Neamț. Avem titoria lui Ștefan cel Mare, Alexandru cel Bun la Bistrița. Deci suntem pe urmele mușatinilor. Ne-am pus problema vreodată, sau v-a spus problema, băi, ce mâncau oamenii aia de atunci? Pentru faptul că atunci nu prea erau cartofi. Nu? Păi nu erau alfasoare. Păi ce mâncau? Ce făceam? A fost la, nu știu ce, din câte dumneavoastră, dacă a fost la Tom Capuz, la... Și-a dădut sabia lui Ștefan cel Mare. E ca fel, are 2 kg jumate. Păi ca să mânuiești aia, trebuie să mănânci, nu? Păi, dar și pe vremea respectivă? Era post. Și Hristos nu a dat o listă de bucate. N-a zis că mâncați. Ea a spus clar, am avut acum post. Și postul a ținut 40 de zile. Autenticii creștini l-au ținut cu acribie. Dar vine și l-am întrebat, părinte, oare nu este lapte în asta, în ciocolata asta? Păi, știu eu, mănâncă, vezi dacă îl găsesc. Da. Și pe atunci, ba din contră, ca să aibă cumva siguranță, am făcut imprudență, cum de văd domnul. Și am dat binecuvântare la ciocolata noastră de Roma, să o asigur că e de post. Mi-a dat din ingrediente și a zis, sub binecuvântarea mea. Ce afaceri au făcut în urmă, pe mine nu mai știu, ca să apădă multă. Că am asigurat credincioșii că e de post. Nu știu. Și atunci, nu gândesc, ce mâncau oamenii pe atunci? Pe timpul Ștefan cel Mare. Și eu m-am gândit într-un fel. Păi dacă un soldat al lui Ștefan cel Mare iese acum din mormânt, se duce la supermașe, și se duce după aceea pe front. Se mâine. Dar înainte de a se duce pe front, cred că ar muri imediat. Da. Cred că ne-am învățat cam cu treaba. Nu știu, domnul doctor.
Atunci, ce le recomand eu ca om spiritual? Ce să mănânce? Păi mâncați și găsiți pe piață, așa le-a spus și pe timpul lui Teodor Tilor, era pe vremea persecuțiilor. Că ce se dă? Oamenii trebuie să mănânce. Dar evident că Dumnezeu probabil că întinde, știu, organismele noastre și mai rezistă câte ori vor mai rezista. Că atunci nu știu dacă se întind, spre exemplu, nu știu, sunteți probabil neurologi pentru noastră. Păi nu știu cât mai țin nervii ăștia, cât îi putem întinde. Că de faptul că înainte, când mergeam, vă spun o paranteză apropo de cei care se pricep în vinuri. Că tocmai discutam aici cu doamna profesor care vine de la Iași, când cunoaștem pe academicianul Cotea, care era un distins academician și atunci se pricepe în ale vinului. Și-mi povestea Cotea că a fost la o congres internațional în calitate de enolog. Și de altfel este cunoscut ca un mare enolog al nostru. Și atunci în Spania, și se pare că a participat și regele Spaniei, Ioan Carlos, și atunci el, cum este foarte spiritual, după ce a vorbit maestatea ta, evident că și-a permis să vorbească în fața enologilor, dar la urmă a spus, cu toate că sunteți aici, cei care vă preocupați de vin, cu vinurile, deci eu totuși trec în calitatea mea de rege, spun că alcoolul este dăunător sănătății consumat cu moderație. Și atunci s-a dus, se pare că academicianul Cotea la microfon și a zis, uite ce, maestate, vă contrazic, eu sunt născut în părțile Franței, părțile vinuri, trăiesc la Iași, părțile vinului, la Cotnar, și atunci evident că vinul este bun. Și căci eu am un frate care are 100 de ani și toată viața lui n-a băut decât vin. Numai vin. Poate să pornești o moară. Și atunci el a zis foarte bine. Și cum? Nu? Cum? Dom'le, n-are nimic. N-are domnule nimic. Dom'le, are 100 de ani, n-are nimic. Păi cum se poate să am întrebat? N-are nimic. Dom'le, n-are nimic. N-are casă, n-are masă. Deci, nu am putere să prefac apa în vin. Deci eu totuși am băut un pahar de vin pentru faptul că totuși este un aliment consumat cu moderanță. Deci iată că, spre exemplu, dacă îmi permite să mai... N-am minute să... Pentru faptul că vă spunea o paranteză, când mergeți la biserică, ieșiți din timpul convențional care se măsoară cu ceasul. Pentru faptul că în timpul respectiv este prezentul continuu al lui Dumnezeu, acela care se măsoară cu ceasul. Deci când mai stăm aici, se mai spune oprește-te, părinte, și după aceea că totuși se termină timpul. Dar sperăm să fie timpul spre transfigurare, că asta păream că suferința totuși transfigurează, nu desfigurează. Și că am fost invitat în calitatea mea de ierarh aici la Bacău, unde este renumita Agricola Internațională, care vă închipuiți, tot așa la un congres, închipuiți episcopul și carnea și pui. Și m-am dus la Cârlene, acolo unde au făcut o stație de incubație, unde în fiecare zi, pentru abatorul de păsări de la Bacău, unde fabrică aproximativ dispare că cam o 10.200, mă rog, m-am dus și am văzut principiul tehnologic întâi. Înainte erau 150 de oameni care învârteau omul acolo în incubatoare, acum foarte modern. Și deci 6 oameni, deci în fiecare zi scot 10.000 și ceva de plus, 100.000 de pui, care după aceea la abator, pe zile. Îi vaccinează automat, adică. Și evident când am intrat acolo, totul curat, impecabil, și mi-a dat, cum intrăm într-un spital, mi-a dat o pelerină de aia, mi-a pus în picioare niște motoșe de aia, cum știți, și după aceea m-a spus să spun slujba. Păi ce crede că se zic eu la pui? Și atunci, am găsit în bază,
am luat și eu un tip. Și am zis, doamna, domnul director, de ce? M-a s-a dus aici. De ce mi-a spus pelerina așa nici altă? Niște reguli. Foarte bine. Și în picioare? Dar eu rugăciunea mea am zis aici. Am ales rugăciunea, Doamne, fă ca împreună cu naturarea mea a Sfințitului Tău slujitor, în așezământul acesta, să fii și intrarea Sfinților Îngeri, care împreună cu noi slujesc și împreună slăvesc bunătatea Ta. De ce am spus această rugăciune? Că de faptul că unde mă duc, să intre și Îngerii. Deci, dar dacă am intrat și Îngerii, fărura de ce nu i-a spus totuși? Nu i-am văzut. Atunci Îngerii lasă aici, tot au are ca și pui, și eu mă duc. De vremă de asemenea. E frumos. Deci a fost predicarea. M-am dus după aceea să sfințesc fabrica de salbac, deci de salam de Sibiu. Vrei, nu ducea. Vi-l recomand să mâncați pentru faptul că e mai bun, deci e salam de Sibiu. Nu fac publicitate. Dar în orice caz, acolo, iarăși, episcopul și salam. Și am văzut principiul tehnologic și am spus așa. Păi uite că ce se întâmplă. Trebuie să vă spun ceva. M-am uimit pentru faptul că am scoate un salam de Sibiu. Este un proces de 40 de zile. Trece prin fum. Se alege antricotă de la pot, nu orice. Se taie în cubulețe, acela rămâne permanent crud. Că se recomandă să se mănânce carnea cât mai crudă. Și atunci trec prin procesele de fum și 40 de zile ca să mănânce un salam. Și atunci, la predică, i-am spus, uite ce? Am spus același lucru cu Ștefan cel Mare. Și i-am spus, domnule director, uite ce? Dacă eventual un soldat al lui Ștefan cel Mare găsește în galantarele de la supermașe un salam de Sibiu, cred că ar pune mâna iar pe sabia și ar ucide pe turci și ar arunca toți dușmanii care s-au arătat mult de afruntarele țării. Și vai, preasfințită, extraordinar. Și vă dau 10.000 de euro, dacă eventual mă lăsați să scriu așa pe produsele noastre. Servit salam, episcopul de la Roma, are puterea. N-am accesat. Da. Tot așa m-am dus, după aceea m-au invitat ăștia de la Țepe. Da. Ce se spune la Pașteac? Și evident că m-am dus și le-am zis, domnule, m-ați invitat aici, e o prezență istorică a mea. Ce să vă spun? Și atunci, uite ce, vă pot spune așa, că dacă eventual, voi nici eu, dar nici voi. Dar eu cred că acolo în iad, în rai, în paradis, e foarte frumos. Și au și bucătărie acolo. Și pregătesc îngerul. Și la bucătăria din rai, vă asigur că folosesc după asețiunea. Deci, m-aș bucura ca din congresul acesta, domnule, să iasă cumva niște alimente pe care să le recomand și eu. Recomandate de dumneavoastră și eu le binecuvântez. Va fi bună pentru faptul că dumneavoastră vă preocupați de sănătatea fizică a oamenilor, pe mine mă preocupă sănătatea spirituală. Pentru faptul că nici o instituție nu se ocupă. Am auzit și sunt foarte multe institute, chiar și partide, care se preocupă de sănătatea plantelor, de sănătatea apelor, de sănătatea munților, de sănătatea aerului și așa mai departe. Păi, puține instituții, sau cel puțin o știu instituția care din mila lui Dumnezeu o coordonez, instituția biserică care se preocupă de sănătatea spirituală a oamenilor. Ori, ce ne-a recomandat Hristos să mănânc, dacă pe timpul Ștefan cel Mare nu... Păi, nu erau legume pe timpul Ștefan cel Mare. Ce mâncau? Ce mâncau carne. Dar vineau și ei post. Ce mâncau în post? Când era legume? Fac paranteze iar. Nu știu dacă mai la mare sunteți de lectura sau de regii Franței, istoria regilor Franței. Am citit cum s-a dezvoltat cartoful în Franța. Când l-a dus din America, domnule, pe domeniile Versailles nu-l cumpărau, nu înțelegeau țărani. Cartoful ceva o legumă bună. Și cum să-l promulge, să dea la țărani, să se dezvolte.
Ce a zis religie? Stai de alea când domnul Ioan XIV. I-a zis, uite ce? Dau ordine pe toate domeniile de la Versailles să se cultive cartofi. Și se pune spază armată să le păzească. Ca să vadă sărane cu ceva extraordinar. Dar lăsați-i să furie ca să... Și așa se răspunde cartofi. Deci și noi trebuie de gândească să respectească, am vorbit de transgenicul ăsta. Este o mare problemă. Dar și este o problemă. Nu știm cum îi evaluează. Dar în orice caz, sper. De aceea zic eu, chemați-ne, recomandați dumneavoastră, dar chemați-ne să le binecuvântăm. Că atunci se prefac ceva bun. Ceva bun. Apropo, eu încă o dată de Ștefan cel Mare. Era părintele Iachim, poate cineva îl știe, de la mănăstirea Putna, un duhovnic extraordinar, care de fiecare dată mergea, se îngrijea de palatul de la Putna, pe timpul comunismului. Pe atunci eram la mitropolie de la Iași, mă preocupam de economați, de aceea cunoșteam pe cote și pe cei care făceau cu alimentele și așa mai departe. Și atunci venea cu în geanta lui cu două sticle de vin, care le ducea la un director pe undeva pe Iași, care și ei pe atunci erau oameni care ne-a arătat foarte bine biserica. Că ateismul la poporul român n-a fost decât teoretic. Din păcate, acum se mai înstărează, este ateismul practic și asta e mai periculos. Și toate era comunist, dar noi suntem doi călugări la mănăstire. Și i-am spus, tăță, dar mă, da, ești comunist, cum ai doamne mai la biserică? Păi cum să nu? Păi foarte bine că lucrezi la fabrica de zahăr, de rău. Și atunci, păi, de ce te-ai făcut mai bun partid? Păi de ce m-am făcut? Că e mai bine? Păi cum e mai bine? Păi ce fac că după ce muncesc 8 ore, mă duc la ședința de partid și evident că acolo în sfârșit am și eu timp de dormit 2 ore pentru că am atunci, după ce venea, după cele 2 ședințe de partid, păi sigur, eram ca patriotic, acolo nu, aveam 10, 8 copii acasă, mă duc acasă. Și mă lasă acasă. Dar te duci la biserică. Păi ce faci cu carnetul ăla de parte? Trebuie să-l pui totdeauna? Aici, așa, la inimă, la buzunar, deci... Păi da, păi da, mă, dar de când duci la biserică, ce fac? A, păi nu. Inima este sufletul. Îl iau de aici și-l pun. Și atunci avea desea timp pentru toate. Și părintele Iachim venea cu două sticle totdeauna și spune, domnule de am două sticle din veciul lui Ștefan cel Mare. Și a studiat. Și odată, pe vară, el avea cumva la cucul de Iași, care știe, aranjase cu cineva să-i dea niște fier beton pentru mănăstirea Putna. Era palatul lui Ștefan să-l construiesc. Și atunci, bătrânul vine la mine, mă, frate Iachim, m-am plecat de acasă, nu mi-am făcut bine să vădea. N-am luat niște vin. Și atunci, n-am luat niște vin. Nu mai văd două sticle de vin, când merg la deloc de la cuț și trebuie să-i duc eu o sticle. Părinte ăsta zice, n-am de la buciu nici eu. Da, este de la biserică, a dus o bătrână aici, două sticle de vin, nu știu ce calitate are, eu zic cu ciocălă, mai așa și... Dă din coace, vedeam, face și lumele de frigidere, era o rece. Dar și l-am dus personal. Și l-am dus la cug. Și la cug, l-am ne-a primit frumos, doamne director, era codat dialogul. Părinte, domnul director, uite și cum două sticle. Și atunci, două sticle, după ce aranjează tranzacția, uite ce. Eu spun, părinte, uite ce. Un tren care pleacă spre Uniunea Sovietică plină, bineînțeles cu legăturile noastre deosebite cu Rusia, Rusia, Savietsko, Saiuza, și duce acolo. Da, trenul respectiv trece pe la 12 noapte prin gara Sire. Atât a fost dialogul. Adică trebuia să înțeleagă părintele că la 12 noapte trece un tren spre Rusia cu materiale de construcție. Așa și tu, du-te cu mașina de la Putna, că un vagon este pentru care nu drumă. Deci toate să mă înțeleg foarte bine. Dar după ce s-a spus asta cu, într-un minut cu trenul, domnule director, v-am adus două sticle din beciul cu Ștefan cel Mare. Era de frigider de aia. Și atunci, păi când punem, păi domnule, părinte, dar zrești, spunea secretar, dă două pahare să bem.
mi-am făcut rece. Când știam ce boș era ăsta de la papa respectiv. Și atunci am rugat, Doamne, fă să fie bun. Vă spun, aude, în viața mea n-am băut vin mai bun ca acela. Ce face mare că transformați lumea Iisus la Cana Galilei a familiei. Deci, să avem încredere, o Fată Dumnezeu ne va inspira să găsim, mai ales că pământul, eu am stat cu 10 ani în Franța, la Paris, și mi-a plăcut agricultura. Și mă duceam pe terenul extraordinar. Dacă grâul trece mai înalt, cumva și îți ploie multe, îi dă imediat în cap cu un racursisor, se cheamă așa, care îl ține la ele. Dacă cumva noi îi dă alte erbicide de creștere. Pământul este otrăvit până la 20 de metri. Deci, e foarte greu. Încă avem un pământ virgin. Avem un pământ. Deci, poate că alimentele acestea care le recomandați în calitate de specialiști să fie cele autohtone. Da, aici Mitropolitul Teofan, în numele căruia sunt de altfel, că nu este către neamțul jurisdicția mea canonică, și mi-a spus și că vin aici și mi-a transmis să vă spun și vă transmit binecuvântarea sa și presbirea sa tuturor petrenilor și tuturor am la congresul acesta, că el nu mai servește decât de autohton. Deci, dacă se vede, vin din meciul lui Ștefan cel Mare, vin din meciul lui Alexandru cel Bun, vin de la meciul de la Petru Dava, Părintele Coveleanu, el are vin bună. Dar cu toate acestea, totuși, eu totuși închei, domnul Dr. că vă las această conferință să o faceți ce vreți, să o publicați, probabil, așa despre aceasta, întrucât ce vreau să spun, de altfel, conferința mea, dar m-am luat cu vorba și atunci, să vă spun totuși o poezie, dacă nu vă plictisez. Și aceasta pentru faptul că am parcurs săptămâna de lumină, de la Paște. Este săptămâna luminată. Da. Și săptămâna luminată înseamnă săptămâna luminii. Rămânem cu Hristos luminat. Dar ce am făcut până la Paște? Apropo de alimentație. Păi, fraților, cel care postește mănâncă lumină. Doamna doctor, dacă sunteți de acord cu mine. De ce? Pentru faptul că Hristos, de fapt, a recomandat în mod special ce se mănânce. Fasole, porumb, ăsta o evoluat. Pe timpul lui Ștefan cel Mare nu era. Erau probat meiu, grâu, era pe altă oră. Porumbul nu era pe vremea respectivă. Păi nu știu dacă putea face. Și atunci, meiu sau cea vremea, toată lumea s-a preocupat de arta lui, de diplomația lui, de sfințenia lui, de construcția, de biserică și așa mai departe. Păi nu știu, ăștia bucătare sau știu, nu știu, ce mâncau? Ce? Mâncau și ei. Mâncau fructe de pădure. Spre exemplu, care fructele de pădure pot să fie ciupercele, dar pot să fie și iepuri, distreți, buși. Ca să mă dinează sabia, mă. Și atunci Hristos nu mi-a recomandat. Ba înaintea postului, înainte de a intra cele 40 de zile de post, atunci a spus acolo, iar voi când postiți, ungeți capul tău și fața tău spală. Deci asta a arătat două lucruri de-aia. Deci ungeți capul tău și fața ta o spală ca să întrebi. Ce înseamnă? Deci atât era recomandat. Nu a zis să mănânci fasole, nici cartofi. Ce înseamnă? Și atunci trebuie să le pătrunde în aceste cuvinte extraordinare. Și atunci discernem esențialul din non-esențial și ce mănânci poate să-ți fie venit. Căci ungeți capul tău, deci ce este capul? Este mintea ta care analizează, cum spuneam. Și capul tău înseamnă nusul, mintea. Deci capul tău nu înseamnă că să-l ungi decât cu cel uns. Și Hristos înseamnă uns. Uns. Și cel care a spus câte ceva la plinirea vremii, ca omul să se restaureze ființial și trupește. Și atunci capul tău pune, adică să-ți vorbim pe moldovenești. Scoate-ți gărgăune din cap și pune-i Evanghelie. Și atunci, ce-a dat Hristos? Unge-ți capul tău, nu cu Chanel. Și cu
Hristos, cuvintele Lui. Cuvântul care este energie. Deci cuvântul care a zis Dumnezeu, primul cuvânt care l-a zis Dumnezeu, să fie lumina. Deci lumina s-a creat înainte soarelui. Soarelui este un receptacol. Deci cel care primește lumina și o difuză. Dar vine lumina, deci dacă luminătorii, stelele care luminează, s-au creat ulterior, prin cuvânt. Și primul cuvânt a fost lumină, să fie lumină, s-a făcut lumina. Și în contextul luminii a apărut tot ceea ce există, și cerul, și pământul, și toate cele de sub. Și deci a creat lumina. Și atunci, dacă ai lumina, păi e marea majoritate a plantelor cu ce? Pentru că lumina, apă și lumină. Deci fotosinteză, deci sinteza luminii. Deci, în general, în postele se vede că mâncăm vegetarian. Deci mâncăm lumină pentru a ne pregăti pentru brațe cu lumină. Deci, dacă postești, deci, dacă analizați, spre exemplu, postul de Biserica Ortodoxă, ține un echilibru extraordinar ființial. Adică, ții patru posturi de peste ani, vinerea și mercurea și toate celelalte, exact jumătate, jumătate. Exact ca sarea bucată, cât mai, nu nici mai mult, nici mai puțin. Nu vedeți dacă vă duceți, apropo, la un restaurant. Păi, vă dă acolo listă de bucate. Și zice, vinul de tot felul, potnare, primul rând, și toate celelalte, alimente, și fleică, nu știu ce. Și atunci, acolo pune și pâine, nu, pâinea nu puneți pe meni. Dar nu pune sare. Păi, dar dacă îți aduce mâncarea, bucătarul, și nu e pus sare la fleică, nu-i dai cu fleica între ori. Dar dacă a pus pe mult, tot așa îi dai cu fleica. Păi atunci, deci iată ce înseamnă sare. Deci creștinul care ține echilibru și de savoare, alimentele insipide cu fonte de negustoase. Așa este creștinul, așa este. Noi nu trebuie să intervenim decât cât trebuie. Nu mai mult, nici mai puțin. Și atunci mențim omul lui. Și după aceea îi recomand, că mă duc doctor, dacă mai făcut operație de stomac, trebuie să-mi dea un tratament, tratare. Și în general nu prea dă de asta greu. Îți dă să mănânci cam lumină. Pentru faptul că se mănânci. Îți dă să postești. Da. Dacă nu, nu postești înainte de la Duhul, după Duhul. Deci la Duhul. Îți dă el de post. Și atunci, bineînțeles că, dacă rămâi într-o lumină lui, evoluezi. Și deci când ajunge lumina, atunci dormirești și îți faci retrospectiva vieții ca fiind lumină, să rămâi în lume, care este lume, lumina lui Hristos, care noi devenim Hristoși în înviere. Noi avem posibilitatea să devenim Hristoși, fie al lui Dumnezeu. Păi dacă devenim Hristoși, devenim și noi lumina. Deci lumea ar trebui să fie dătătoare de lumină. Și toate se transfigurează prin lumină, că și la Paști îți faci o retrospectivă și tot ce este creat se recreează. Și atunci un mic eseu, poate tantest, poate existențial, dar eu vă spun în contextul Săptămânii Luminate, sper să fie rezurecționat. În hăul de întuneric, din haosul astral, doar paracletul scrutează oceanul abisal, cel ce este face atomul de luminos, lumina risipește nimicul tenebros. Iar în lumină, verbul creator emana energie în sens logoilor. Părintele de dogmatică v-ar putea explica mai mult ce înseamnă logoi. Este prezența lui Dumnezeu, nu prin ființa sa, ci prin participare la viața divină. Nu. Ființa lui Dumnezeu este împărtășibilă. Deci dă sensele, dând sens logoilor, cuvântul. Zice fiat și toate s-au făcut, și cerul, și pământul, și cele de desubt. Cuvântul energie de forme diferite. Materia apare, dar are nea cuvinte. Cerul și pământul și cosmosul creat sunt numai energie sau logos concentrat. Creatul e mișcare, căci totul e energie. Chiar stânca cea inertă mișcă și e vie. Logosul creează și alte forme noi. În ele, el își pune și logoisele.
Adonai creează și pune în mișcare, însă și mișcarea nu-i la întâmplare. Elohim, prin Duhul, pune legi divine prin care e implacabil Universul Ține. Totul e providență, hazard nu există. Însă imanentul prin har are o țintă. Creatul se mișcă după un plan precis, epectatic urcă spre metamorfosis. Sunt termeni unii poate înțelege metamorfoză și înțelege toată lumea. Epectaza înseamnă a trece din treaptă în treaptă prin cunoaștere către profunzimele lui Dumnezeu. De asta mișcarea noastră nu este statică, este permanentă, ca și inima, dacă stă inima, nu te mai miști. Și atunci, epictaza înseamnă trece din treaptă în treaptă, din virtute, virtute, virtute înseamnă putere, și mergi către transfigurare, nu către anientizare. Deci epictatic urcă spre metamorfosis. În tot Universul, prin Logosul făcut, prin Logosul, deci în tot Universul, prin Logos făcut, Dumnezeu Treime vrut ceva mai mult. Din eternitate, în sfatul Treimii, plăsmuise omul cu închip iconic. Veșnica Treime, din humus difor, modelează forma primului său om. Îi dă Duh de viață ce devine chip și îl pune în mișcare către potopii. În noua ființă, Dumnezeu așează un dat ontologic ce le eternizează. Apoi îi dăruiește conștiință dreaptă ca un fel de sare în lumea creată. Elohim îi aduce toată creatura și omul dă nume la toată făptura. Deci macro-universul ieșit din neființă, prin acest microcosmos, are conștiință. Având conștiința creaturii întregi, Domnul îi fixează și lui niște legi. Dându-i libertate și discernământ, El chevernisește raiul pe pământ. Și aici vreau să spun că Dumnezeu l-a făcut pe om. Domnul nu l-a făcut sărântoc. L-a făcut frumos, l-a făcut bogat. Păi de unde este atunci sărăcie? Păi, toate zic că din cauza lui Dumnezeu. Nu! Dumnezeu ne-a dat pământul. Aveți pământul, crește, să mulțiți-vă. Săpâniți, faceți orice vreți. Eu doar atât fac treaba mea de Dumnezeu. Răsară soarele meu peste cei drepți, peste cei nedrepti. Plouă peste cei păcătoși, peste cei nepăcătoși. Domnul dă ramă la vreme, dar depinde de noi. Deci ne-a dat libertate și cerământ, cum am spus. Și atunci, Adam, vose non more, stând în paradis. Prin el, creatul mișcă spre metamorfosis. Însă non-ființa îi așează în față binele și răul, moartea și viața. Omul se înșeală netrecând prin filtrul ceea ce șoptise liberul arbitru. Astfel călcând legea și propriul jurământ, acel vose non more devine mormânt. Omul preistoric prin mormânt în iar. Prin el toți urmașii în șeol ei cad. Însă Creatorul pe omul căzut nu voi să-l lase fără la rău. Răul e prea mult. La plinirea vremii, din cer, în cer și pe pământ, Tatăl le trimite ultimul cuvânt. Logosul coboară chenotic din cer, mulți îl așteaptă ca Sfânt Giuvaier. El vine pătrunde și în slin tenebros să-și caute chipul cel făcuse frumos. Chenotic coboară chiar până în șeol, să slobodă drepții din mâinile lor. Por se sfărâmă, zăvoare se plâng, lumina pătrunde, diavolul plâng. Cuvântul cel veșnic rosti cu putere, ieșiți credincioșii la înviere. Ieșiră toți drepții cei din Adam, ieșiră și fiii lui Abraham. Irenici și veseli cu toți au cântat cu glas la angelic, Hristos a înviat. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, presfințitului Vărinte. Îmi amintesc că atunci când a venit în Roma, nu avea prea mulți prieteni și serile mă mai chema în chiria lui și discutam. Și vorbeam de Șestov, de Solopiov, de Berdiaev, de Evdokimov, care îi fusese profesor la Saint-Serge. Și serile acelea erau unice. Și
Într-una din seri, chiar tema aceasta am discutat-o. Dă-ne, Doamne, ochii atavici ca să mai putem vedea lumina de întâi. Fac trecerea la ultimul punct, tot cu un citat. Un citat care spune așa. Se cuvine că dacă purtăm o lumină, s-o dăm altora și peste abisul morții, căci numai astfel lumina ei nu se va pierde. O spunea celebrul profesor, a cărui nume îl poartă Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, Grigore Tepovai. Mi-amintesc, eram student și toți vroiam să fim în grupa doamnei doctor Graul, pentru că era blândă, pentru că ne explica, pentru că făcea cu noi medicină internă, semiologie pe vremea aceea, clinica a doua medicală. Și de atunci pot să spun că stima mea pentru un cadru didactic de o finețe și de un echilibru interior deosebit datează. Vreau să vă prezint pe doamna profesor Mariana Graul, șefa clinicii de diabet la Universitatea de Medicină și Farmacie Iași, care ne va prezenta conferința principală despre alimentație. Care a spus că nivelul medicinei în Ențene a ajuns și la Iași și probabil a ajuns și mai departe. Deci, gradul meu de emoție, pentru că vorbesc la un auditoriu avizat, este foarte mare. Vă dați seama că gradul meu de emoție a crescut mult, mai mult după ce a vorbit în altă scânsia sa, pentru că este greu de vorbit în românească de comunicator, dar să încercăm să vorbim despre alimentația sănătoasă. Alimentație sănătoasă, care nu este chiar tema conferinței dumneavoastră, dar eu la asta mă pricep și asta spun. Aici am pus o ideogramă din chineză, care înseamnă stres, dar în același timp înseamnă un avantaj, deci o provocare. Înseamnă că tot ce ne stresează, până la urmă ne provoacă și trebuie să ne facă să putem depăși acel lucru. Organizația Mondială a Sănătății spune mai de mult că boala nu este, că sănătatea nu este numai absența bolii, ci este o stare de bine fizic, mental și social. Această definiție ne ajută foarte mult pe noi doctorii, pentru că nu pune toată povara sănătății pe urmele noștri. Deci nu suntem întregi, cum s-ar spune, nu suntem sănătoși, dar nu suntem bine integrați social. Și atunci, calitatea vieții nu mai ține numai de actul medical, ține și de societate, de organizatori care trebuie să fie alături de doctor în ceea ce se cheamă sănătatea populației. Și atunci e bine că OSU spune așa ceva. Este bine de asemenea că sănătatea și mai ales sănătatea nutrițională este o preocupare a Organizației Mondiale a Sănătății. Organizația Mondială a Sănătății care nu dă bani, dă sfaturi și dă sfaturi bune și dă sfaturi bune nu numai doctorilor, ci dă sfaturi bune și guvernelor. Și după cum bine știți, din anul 2011 încoace s-a făcut o alianță a bolilor cronice netransmisibile care a venit sub egida ONU. Deci deja ONU este cea care guvernează starea de sănătate a populației, starea de sănătate care este îngrijorătoare în acest mileniu, când bolile de pletură, să spunem, sau bolile cronice netransmisibile le-au înlocuit pe cele infecțioase sau malnutriția adevărată, adică de nutriție. Și atunci această preocupare pentru sănătate, care preocupare pentru sănătate aduce după sine preocuparea pentru o alimentație sănătoasă, este deja și aceasta, nu numai pe umerii doctorilor, nu numai pe umerii sistemelor de sănătate, ci și pe umerii guvernelor. Și vedeți că s-au făcut planuri până în anul 2020 cu tot felul de, să spunem, ținte.
zicem, 25 până în anul 25, adică să scădem cu 25% bolile cronice până în anul 2025. Nu cred că se poate, dar este bine că s-a făcut. Se vorbește foarte mult de faptul că populația devine tot mai obeză, supraponderală și obeză, lucru care nu este neapărat vina proprie a obezului, ci poate și a mediului obezogen, o societate care de fapt creează obez și după aceea îi respinge. Dar asta este deja titlul unei alte cuvântări. Probabil că zilele nețene de anul acesta se numesc cu siguranță alimentară, pentru că aceasta a fost tema Zilei Mondiale a Sănătății de anul acesta. Și a fost foarte bine că s-a făcut acest lucru, pentru că se atrage atenția și asupra acestor lucruri. Eu nu mă pricep în siguranța alimentară. Și de aceea conferința mea nu o să fie despre acest lucru, dar am văzut în programul dumneavoastră că aveți foarte multe teme mâine și observați că ce s-a spus anul ăsta sunt cele 5 mari probleme care înseamnă siguranța alimentară și care înseamnă, în primul rând, să avem o prelucrare curată a alimentelor, ceea ce înseamnă să avem apă de bună calitate la dispoziție, este una din lucrurile pentru care om subietează de ani de zile. Deci alimente curate, procesate curat, cele crude separat de cele care le coacem, dacă le coacem sau dacă le gătim la o temperatură adecvată ca să distrugă germenii și să fie, bineînțeles, această prelucrare termică făcută după toate regulile. Ce mi-a plăcut mie totuși că în acest an, de această zi a siguranței alimentare, s-a spus totuși the three five, adică cele trei precepte de către cinci, iar unul din acestea este și faptul că trebuie să avem o dietă sănătoasă. Deci nu numai alimentele să fie sănătoase, să avem și recomandări dietetice sănătoase și, bineînțeles, să avem activitate fizică, pentru că nu putem să trăim stând, ci trebuie să trăim activ. Rămânem că, de fapt, nu este nimic nou sub soare. Ne referim la preceptele lui Hipocrat, care considera că sănătatea vine dintr-o alimentație echilibrată. El spune nici prea mult, nici prea puțin, pentru că atunci nu ar fi bine. Și dacă s-ar putea ca alimentul să fie medicamentul tău, ceea ce în preceptele actuale s-ar numea alicament, adică un aliment care să fie și pe post de medicament. Adică nu numai să păstreze starea de sănătate, dar să-și readucă starea de sănătate dacă ea cumva a fost pierdut. Și atunci problema este să mâncăm sănătos. Să mâncăm sănătos, adică să mâncăm echilibrat și să ne păstrăm starea de sănătate. Observați că mai există și termenul de nutriție optimă. Ce ar însemna nutriția optimă? Ar însemna că să fim tot timpul într-un echilibru. Într-un echilibru între nevoile organismului și ceea ce oferim. Singura sursă energetică pentru organismul uman este alimentația. Nu ne vine din nicăieri din altă parte energie. Nici de la soare, nici din priză, nici de niciunde. Deci numai din alimente. Din fericire, aș putea spune, știu, alimentația este discontinuă, dar organismul are posibilitatea să stocheze rezerve energetice și să aibă tot timpul la îndemână energia necesară. Energie necesară nu numai pentru situațiile de zi cu zi și de sănătate, ci și de perioadele în care creștem, de perioadele în care eventual suntem stresați, stresul însemnând de dătoar și o boală și în acele situații alimentația trebuie să echilibreze ceea ce organismul are nevoie ca și energie. Și atunci am spus să dau un search pe Google, fac și un avarghel, deci și am dat un search la două cuvinte. Deci care se numește nutriție sănătoasă, nutriție nesănătoasă, alimente sănătoase, alimente nesănătoase. Deci dacă spunem alimente sănătoase, am obținut, după cum vedeți, o mulțime de imagini care, dacă le procesăm bine, observăm că sunt mai multe fructe și legume. Dacă am dat după aceea alimentație, nu alimente, ci alimentație sănătoasă, am observat că din calculator ne revin cam aceleași imagini.
Am dat după aceea o căutare cu alimente nesănătoase și observați că apar o altă serie de elemente mai mult dense energetic, după cum ne vedeți, și dacă am dat și alimentație nesănătoasă, am obținut cam tot aceleași imagini, ceea ce înseamnă că, în general, pe site-urile pe care le-am consultat, nu se prea face o deosebire dintre aliment și alimentație, lucru, părerea mea, foarte periculos. Pentru că nu există alimente nesănătoase, există numai diete nesănătoase. Și exact cum spunea și în altă sfântul, tot ce este pe raftul magazinului este de mâncat. Și tot ce apare pe raftul magazinului este controlat. Problema este ce mâncăm sau ce alegem de pe acel raft și asta alegem în funcție de educația pe care o avem și de educația nutrițională, aș zice eu, pe care o avem sau pe care nu prea avem și mă bucur că este și doamna directoare de liceu, pentru că, din păcate, nici în școală nu se învață nutriție și, din mare păcat, nu se învață nici la facultate de medicină. Dar, cu timpul, toată lumea se preocupă și vestea bună este că Facultatea de Medicină din Iași scoate mai nou și nutriționiști, ceea ce este foarte bine și vă vor ajuta în muncă. Sigur că este foarte greu să vorbești despre nutriție și să ai și succes în ceea ce vorbești, pentru că problemele nutriționale, în general, sunt complexe. Nimeni nu mănâncă nutrimente, lumea mănâncă alimente, alimentele au multe nutrimente și se combină între ele. Pe de altă parte, unele din alimente pot să fie, sau din alimentație, poate să fie la cauza îmbolnăvirilor, dar acest lucru este foarte greu de descoperit, pentru că cercetarea nutriției este o cercetare grea, nu este de o săptămână sau de o lună, în general cercetarea nutriției este de generații, ca să putem să vedem că există o relație cauză-efect sau că putem să influențăm ceva. Fac o paranteză, cel mai renumit program nutrițional care a fost Norcarelia a durat 20 de ani. După 20 de ani s-a văzut că, într-adevăr, populația aceea care a început să mănânce mai sănătos a scăzut morbiditatea cardiovasculară. Deci putem să spunem în continuare că ghidurile de nutriție sunt greu de făcut, pentru că în spate trebuie să ai evidențe medicale, greu de cules, dar pe de altă parte sunt foarte greu de implementat. Între ceea ce scrie într-un ghid și ceea ce se ajunge în farfuria fiecărui om acasă, este o diferență foarte, foarte mare și de multe ori chiar noi, doctorii, nu știm să umblem acest gol. Ce spune principiile alimentației sănătoase? Că ea trebuie să fie adecvată, adică să consumăm atâta energie cât avem nevoie, să fie echilibrată, adică să nu ne vină această energie dintr-un singur aliment, oricât de sănătos ar fi el, să fie moderată, și observați că aici am subliniat cu roșu moderație, nu abstinență, nimic nu este interzis, sunt foarte, foarte puține situații în patologie în care ceva ar fi interzis, dacă omul are intoleranțe sau alergii sau pe perioade scurte de timp. De asemenea, să fie controlată din punct de vedere al necesităților individuale, pentru ca oamenii să-și păstreze greutatea corporală și, bineînțeles, să fie variată.